Muzeul de istorie al Bucovinei Suceava găzduiește până pe 20 martie expoziția de grafică Chipuri ale Sfințeniei. Seria de lucrări aparținând artistului plastic Aida Suș-Terbotan reunește portretele unor personalități de înaltă trăire ortodoxă ale culturii românești, începând din perioada interbelică și până în contemporaneitate. Expoziția prezintă nu doar portretele unor oameni care au atins deja pragurile Sfințeniei, părintele Paisie Olaru, părintele Arsenie Papacioc sau părintele Iustin Pârvu, fiind doar câteva exemple, ci și ale unor personalități care, trăitori în lume, cercetători în vari domene, filozofi de marcă, au dat mărturie despre credința în Hristos, respectiv Vasile Voiculescu, Petre Țuțea, Valeriu Gafencu și Mircea Vulcănescu. Un aspect la fel de emoționant al acestui demers al Aidei Suș-Ter este inclus în rândul rugătorilor în ceruri și a doi dintre cei care astăzi se află printre noi, părintele Iulian Prodromitu, duhovnicul românilor de la Muntele Athos, născut în Vorona Botoșanilor, și părintele Rafael Noica, fiul filozofului Constantin Noica. Cele 26 de lucrări sunt realizate în cărbune și pastel, putând fi vizionate de publicul sucevean la Muzeul de Istorie, la etajul al doilea, în sala de expoziții temporare.